Adina Risipitu vă prezintă știrile Mondo TV. Bună ziua și bun găsit la știri! Testele din salivă pentru elevi au fost distribuite joi în școlile din România. Managerul Spitalului de Urgență din Petroșani va primi medalia Pro Urban și Crucea Roșie Petroșani va organiza o acțiune caritabilă în acest sfârșit de săptămână. Pe larg despre toate acestea, dar și alte informații imediat. Testele din salivă pentru elevi au fost distribuite joi în școlile din România. Fiecare unitate de învățământ decide dacă testele vor fi efectuate de către profesori în școli sau de către părinți acasă. Pentru a veni în sprijinul părinților și profesorilor, Ministrii Sănătății și Educației au realizat și câteva videoclipuri demonstrative. De la început, această veste a creat polemici și discrepanțe, iar părerile sunt împărțite. În calitate de cadru didactic, susțin oarecum testarea elevilor, însă nu susțin modul în care se desfășoară această testare. Consider că ar trebui să fie testați elevii la școală de un eventual asistent medical. Decizia testării în masă este una binevenită. Din păcate, nu a fost implementată așa cum ne dorim, sau noi ca federație, sau cum ne dorim toți la nivelul familiilor, tuturor părinților. Problema este că ele ar fi trebuit în primul și în primul rând să vină ambalate în kituri individuale, exact cum scrie în caietul de sarcină. Nu înțelegem de ce s-a ales acest mod de distribuire, câte 25 sau 50 de bucăți în cutii, astfel încât să îngreuneze sarcina distribuirii către familie, astfel încât să creeze o falsă impresie despre ceea ce înseamnă testarea în masă, pentru că trebuie să fim sinceri, să spunem că sunt familii care ezitau sau nu-și doreau să facă această testare în masă. Vă dați seama că acum, cu acest mod defectuos de distribuire către familii, nu am făcut altceva decât să le dăm apă la boară. Federația Asociațiilor de Părinți din România a emis un comunicat de presă prin care își manifestă nemulțumirea vis-a-vis de modul în care a început testarea elevilor în școli. Sunt foarte multe semne de întrebare și de aceea noi am și dat acel comunicat de presă prin care am spus că trebuie să ne responsabilizăm cu toții, să încercăm să facem o echipă comună părinți, profesori. Am făcut apel inclusiv la reprezentanții părinților pe școală, astfel încât să vină în sprijinul directorului, să vină în sprijinul dirigenților, astfel încât să avem certitudinea că aceste teste își îndeplinesc rolul. Ar trebui creată obligativitatea testării. Da? Pentru că vorbim de teste non-invazive, nu mai vorbim de testele invazive, pentru că acolo, într-adevăr, erau rețineri. Existau rețineri, într-adevăr, și în primăvara acestui an, atunci când noi am făcut un sondaj la nivel național și au răspuns peste 70.000 de părinți, care spuneau că, într-adevăr, ei nu ar fi de acord cu testarea în masă, chiar și cu aceste teste non-invazive. Testarea în școli. Cred eu că ar fi trebuit să aibă loc de mai mult timp. E bine și acum. Mai bine mai târziu decât niciodată. Însă, având în vedere toate frământările pe care le-am văzut cu toții în ultimele zile, cred eu că Ministerul Educației trebuie de urgență să iasă cu proceduri foarte clare. Mă bucur că au venit cu această soluție de a lăsa la latitudinea fiecărei unități de învățământ, respectiv Consiliul de Administrație, care să decidă cum să se realizeze aceste teste. Încă din prima zi de distribuire, în unele unități de învățământ, testele de salivă nu au ajuns în cele mai bune condiții. Am rămas și eu dezamăgită în momentul în care am văzut cum au ajuns într-un final aceste teste. Neasamblate, lipseau anumite componente ale acestora, dar mă bucur că într-un final noul ministru al sănătății, pentru că trebuie să recunoaștem, până în momentul de față nu a existat o colaborare între foștii miniștri ai sănătății și Ministerul Educației, dar de această dată am văzut că au început să existe colaborări și chiar au fost realizate trei filmulețe demonstrative de către Ministerul Sănătății, chiar de către domnul ministru, prin care se explica cum se poate face această testare, cum trebuie să asambleze părinții care doresc să facă această testare acasă, fiecare componentă, cum trebuie să lucreze cu toate componentele pentru a nu fi contaminate și toate celelalte aspecte. În primul videoclip, ministrul Sănătății, dr. Alexandru Rafila, explică componentele și felul în care testele se folosesc. În al doilea, ministrul Educației Sorin Câmpeanu, în calitate de cadru didactic, efectuează un test. Iar în al treilea este prezentat modul de pregătire a testului antigen pe bază de salivă.
Managerul Spitalului de Urgență din Petroșani, doctorul Alin Vasilescu, va primi medalia Pro Urbem. Decizia a fost aprobată de Consiliul Local Petroșani, iar acordarea distincției va avea loc într-un cadru festiv. Am propus și Consiliul Local a aprobat decernarea acestei medalii domnului doctor Vasilescu pentru merite deosebite în ceea ce înseamnă în mod special gestionarea situației în această perioadă de pandemie, dar nu numai, pentru toată activitatea dumnealui ca manager al Spitalului de Urgență din Petroșani, pentru că am avut situații foarte grele și complicate odată cu această pandemie, însă doctorul Vasilescu și echipa de acolo au gestionat foarte bine aceste lucruri. Noi n-am fost în situația în care să Spitalul din Petroșani să fie sub management militar datorită incapacității de a se automanageria. La Petroșani, doctorul Vasilescu cu echipa pe care a avut-o a reușit să mențină spitalul în picioare, ca să zic așa, fără să avem nevoie de intervenție din afară. Probabil că luni, în 6 decembrie, voi decerna și voi înmâna această medalie Pro Urbe domnului doctor Vasilescu. Crucea Roșie Petroșani organizează sâmbătă 4 decembrie o expoziție caritabilă cu vânzare, în cadrul căreia putem achiziționa obiecte vestimentare sau decorațiuni de Crăciun. Acțiunea caritabilă se va desfășura sâmbătă începând cu orele 11 la Amfiteatrului de Sârbu Petroșani. Avem o expoziție caritabilă cu vânzare mâine în 4 decembrie. În intervalul orar 10-18 vom fi în Amfiteatru Scoarul acela de la teatru. Obiectele care sunt toate aici, care le și vedeți, vor fi vândute la expoziția cu vânzare pentru a achiziționa pachete pentru familiile care noi le avem în baza noastră de date. Vrem, în principiu, să achiziționăm undeva la 100 de pachete. Sperăm, noi suntem optimiști. De ce suntem optimiști? Lumea în ultimul timp a început să ajute, să apară acest sentiment de întrajutorare a semenilor. Obiectele sunt realizate de către voluntarii Crucii Roșii, de către copiii de la școala 7, și să știți că sunt și oameni care au donat obiecte pentru a fi valorificate și așa probabil că vom aduce beneficii mai mari acestor familii pe care le avem. Beneficiarii, avem o parte care am avut noi în bazele de date mai, sunt familii sărace, persoane în vârstă, în principiu vârstnice, și mai nou voluntarii au fost pe teren și au adunat date mai consistente, avem mai mulți beneficiari acum și multe familii cu copii. Și aceștia vor fi beneficiarii noștri pentru sărbătorile de Crăciun. Anul acesta, alături de Crucea Roșie, va fi și moșul, căruia cei mici îi vor putea lăsa scrisori. Banii strânși vor fi folosiți pentru achiziționarea de alimente care vor fi donate familiilor ce provin din medii defavorizate. Un bărbat a fost prins de către jandarmii hunedoreni în timp ce tăia brazi cu scopul de a-i vinde în preajma sărbătorilor de Crăciun. Acesta a fost amendat cu 2000 de lei de către oamenii legii. În jurul orelor 16:30, acum două zile, pe raza localității Petrila, în locul numit Valea Popii, din masivul Șureanu, a fost depistat un bărbat care a tăiat ilegal 9 brazi de Crăciun cu scopul de a-i comercializa. La fața locului au fost solicitați specialiști din cadrul ocului Silvic Carpatina, de pe baza căruia au fost tăiați brazii de Crăciun, fiind ulterior predați acestora. Persoana de sex bărbătesc a fost sancționată conform legii 171/2010, primind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice cu amendă în valoare de 2000 de lei. Acesta nu ar fi singurul caz depistat de către jandarmi. Tot în cursul acelei zile, un bărbat a fost depistat că transporta ilegal materiale omnos din specia Goron. Jandarmii fiind într-o acțiune comună cu ocolul Silvivarea Orăștiei în pădurea de lângă localitatea Romos. Jandarmii au întocmit actele de sesizare a organelor de urmărire penală sub aspectul săvârșirea a două infracțiuni la articolul 107 și articolul 109, fapte prevăzute de legea 46/2008, acestea fiind înaintate organelor de urmărire penală în vederea continuării cercetărilor și aplicării măsurilor legale, iar materialul nostru a fost predat organelor silvice. IJJ Hunedoara va întreprinde măsuri de prevenire și stoparea cazurilor similare în pădurile hunedorene. Acțiunile noastre sunt tot mai dese, avem cu ocolul Silvic, sunt săptămânal acțiuni de prevenire și am făcut și o postare și un comunicat în sensul acesta, le-am recomandat cetățenilor să aibă grijă de natură, să o protejeze
și le-am comunicat faptul că acțiunile sunt tot mai dese pentru a preveni aceste tăieri ilegale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Rămâneți în continuare cu informațiile despre vreme. Să aveți un sfârșit de săptămână cât mai bun!